Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Cu un picior în iarnă, luna noiembrie este una de răspântia tradițiilor. Îmbătrânirea și degradarea treptată a timpului calendaristic este exprimată de numeroasele sărbători precreștine dedicate lupilor, strigoilor și altor ființe fantastice malefice. Denumirea populară a lunii, brumar, surprinde aspectul meteorologic de bază al acestui moment al anului, cel al căderii brumelor groase și a promoroacei, dar și aspectul economic, cel al fermentării și limpezirii vinului. Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, sărbătoriți la 8 noiembrie de către credincioșii ortodocși, fac trecerea de la venerarea sfinților și a moaștelor, la cultul îngerilor. În viziunea populară, arhanghelii asistă și la judecata de apoi, ard păcatele acumulate de patimile omenești firești și purifică, prin postire, conștiințele. De aceea, multe familii creștine aleg ca patron și ocrotitori spirituale casei și ai gospodăriei. Până pe 22 noiembrie, soarele va fi în semnul Scorpionului, ceea ce va contribui la o activitate fructuoasă în direcții diferite. Cu toate acestea, la începutul lunii, înainte de a 4-a zi, merită să te abții de la întâlniri, oferte, călătorii importante, care pot fi pline de risc și pericol. Perioada de la 5 la 16 noiembrie se va dovedi a fi foarte pozitivă, când gradul de armonie și puterea energiilor cosmoplanetare vor fi cât se poate de mari. Este un moment favorabil pentru investiții, noi tratate și întâlniri diverse, pentru negocieri și soluționarea problemelor complexe prin mijloace diplomatice. Potențialul sexual și creativ ridicat te va ajuta să-ți atingi obiectivele cu un efort minim și să-ți folosești intuiția și talentele în diverse domenii de activitate. Multe probleme din lunile anterioare vor fi ușor depășite în acest moment. În plus, energia Scorpionului te poate împinge să cauți noi senzații, astfel încât creșterea dependențelor nu este exclusă. Cu toate acestea, dacă ai o idee și ești pregătită pentru schimbare, această perioadă poate oferi o mulțime de oportunități pentru a-ți depăși viciile ascunse, pentru a-ți transforma viața, pentru a-ți dezvolta abilitățile profesionale, afacerile, talentele și pentru a-ți consolida poziția materială și socială. După 16 noiembrie, Pământul va intra într-o zonă cu vibrații mai puțin favorabile, care pot crea obstacole și complicații neașteptate. Perioada de tranziție a Soarelui de la semnul Scorpionului la Săgetător, în perioada între 20 și 25 noiembrie, poate deveni în special nefavorabilă. Acesta este un moment foarte instabil când trebuie să ai decizie pe principiul măsoară de 7 ori și tai o singură dată. Energiile înflăcărătoare dinamice ale Săgetătorului pot aduce uneori vanitate, fragmentare și dorința de a îmbrățișa orice activitate. Vor fi multe idei, dar nu vor fi viabile. În plus, opoziția lui Marte în Scorpion față de Uranus în Taur poate aduce energia cruzimii, agresiunii și autodistrugerii. Cu toate acestea, după 28 noiembrie, situația se va schimba brusc în bine și va exista o creștere în toate domeniile vieții pe fondul unei stări armonioase a biosferei Pământului. Pe 30 noiembrie sărbătorim pe Sfântul Andrei, cel care a creștinat românii. Noaptea din ajunul Sfântului Andrei este destinată unor obiciuri care să asigure protecție oamenilor, animalelor și gospodărilor. Ajunul Sfântului Andrei este considerat unul dintre acele momente în care bariera dintre văzut și nevăzut se ridică, este momentul când se crede că hotarul dintre lumea viilor și a morților este foarte penetrabil. Dar hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Noiembrie pentru tine se poate dovedi a fi o perioadă foarte productivă și stabilă și, în ciuda unui ușor declin al activității vitale, vei putea să-ți urmezi cu succes cariera și poziția socială. Perioada de la 4 la 18 va fi deosebită de favorabilă, când vei avea ocazia să rezolvi destul de simplu probleme complexe și să începi o nouă etapă în viață. Patronii influenți te vor ajuta să crești în carieră, să câștigi un loc de prestigiu și să te simți ca o persoană de succes. În același timp, noile tale idei se pot dovedi a fi foarte interesante și utile, vei începe să le dezvolți destul de rapid. La sfârșitul lunii, după 25 noiembrie, va începe o perioadă de succes în viață, când se vor deschide schimbări neașteptate și foarte importante în viață, promițând îmbunătățirea statutului social, bani, faimă. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. Dacă ai economii materiale demne, atunci în noiembrie nu ar trebui să umbli în conturi și să începi să-ți cheltuiești averea. Acum este o perioadă minunată pentru acumulare, iar cheltuielile dorite sunt mai bine de amânat pentru mijlocul sau începutul iernii. Activitatea la muncă va fi în perfectă ordine. Nu trebuie să faci eforturi pentru schimbare, chiar și atunci când vei avea impresia că merită. Este imposibil să iei în mod activ decizii extraordinare cu privire la schimbarea activității profesionale. Dacă în echipă apare un înțelept, atunci ar trebui să-l tratezi cu extremă precauție, dar nu trebuie eliminate din mediul tău imediat. Dragostea și aventurile. Ultima lună de toamnă îți va face plăcere cu o creștere a intensității și calității vieții personale. Nu vei rezista la acest lucru, iar dacă vei susține sexual partenerul, întregul an viitor va fi distractiv și plăcut. Pentru tine, copiii, familia, prietenii și cei dragi vor veni în prim plan. Pentru a face plăcere celor dragi, ar trebui să petreci mult mai mult timp cu ei. Va fi necesar să afli de la ei ce cadou își doresc pentru Sfântul Nicolae, deși astrele îți recomandă să te limitezi la dulciuri. Amintește-ți că bucuria celor dragi este bucuria ta. Dacă ai fost într-o ceartă cu partenerul tău de suflet, nu pierde timpul, este timpul să te ridici. Vei simți un val special de emoții și sentimente, iubirea îți va copleși inima. În sfârșit îți dai seama că iubirea este cea mai importantă parte din viața ta. Noiembrie este o lună ideală pentru căsătorie, deoarece va rezulta o uniune puternică care va păstra dragostea pentru totdeauna. Sănătatea. Găsește ocazia să ieși în lume, să ieși la lumină. Comunicarea cu interlocutorii plăcuți va avea un efect vindecător. Sugerează familiei că aștepți grijă și atenție din partea lor. Cerele să fie eliberați în activitățile cotidiene și petrece aceste zile bucurându-te de odihnă și pace. O ceartă cu cineva apropiată te poate determina să-ți pierzi forța și energia. Cel mai bun mod de a-ți îmbunătăți sănătatea este să faci pace cât mai curând posibil. Evită tulburările și anxietatea. Nu-ți asuma responsabilitatea inutilă și încearcă să rămâi departe de evenimente. Vei avea o dorință irezistibilă de a face o pauză. Încearcă să-ți asiguri o mini-vacanță în avans în primele zile ale lunii noiembrie. Măcar un weekend ai nevoie de o recuperare. Gândește-te la corectitudinea stilului tău de viață. Vei dori să aduci ceva nou în regimul tău, tratamente de sănătate sau exerciții fizice. La jumătatea lunii poți opri orice viroză doar prin voință. Repetă ca o mantră: acum nu este momentul să mă îmbolnăvesc, și corpul se va reface obedient. Starea ta bună se poate agrava puțin la sfârșitul lunii, stresul și emoțiile sunt în zadar. Viața personală. În ceea ce privește sfera sentimentelor, acest aspect, din fericire, nu se confruntă cu mari probleme. În plus, atingându-ți obiectivele, familia se poate baza pe sprijinul tău. Este probabil ca printre colegii noi să fie o persoană cu care în trecut ai fost în conflict. Dacă ești singură, în noiembrie nu vei avea timp să construiești temelii pentru dragoste. Cu toate acestea, vei primi în continuare multe semne de atenție din partea sexului opus. De asemenea, nu se poate exclude faptul că la sfârșitul acestei toamne, o persoană va fi în prim plan, una cu care există o mulțime de amintiri plăcute. Ce să faci, cum să te comporți, acum despre aspectul principal, asupra dezvoltării căruia îți vei direcționa toate forțele. Vorbesc despre oportunitatea de a câștiga banii buni, fără a te distrage de la problemele obligatorii, mă refer la gama de sarcini oficiale la care lucrezi în prezent. Este dificil să spun ce idei te vor vizita, un lucru este clar, le vei putea combina cu o afacere începută anterior. Poți învăța cum să generezi venituri folosind talentele tale naturale, poate vei construi o afacere într-un spațiu virtual, poate vei găsi un partener mai bun decât un prieten care decide să te ajute să cucerești sfera afacerilor mici. Dacă ești deja conectată cu această zonă, astrele îți oferă un singur sfat pentru luna noiembrie. Când începi să implementezi idei proaspete de afaceri, nu uita să te asiguri încă o dată că aceste idei nu încalcă bunul simț și, desigur, legea. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur. În noiembrie, vei putea respira ușor și te poți relaxa puțin. Aceasta este o perioadă destul de calmă și creativă pentru cooperare, soluționarea problemelor complexe, pentru semnarea contractelor și mutarea la un nou loc de muncă. În perioada 4 la 18 noiembrie, vei putea coordona rapid totul, deoarece cei din jur vor fi foarte prietenoși și deschiși, iar impactul corect te va ajuta la stabilirea de contacte chiar și cu persoane inaccesibile. În acest moment, îți vei putea corecta greșelile făcute în relație, vei relua conexiunile rupte, vei reveni la influența sa anterioară și popularitate. Este, de asemenea, o perioadă de succese și realizări deosebite în activitățile științifice și educaționale. Următoarea perioadă favorabilă începe după data de 25 și promite întâlniri interesante și de neuitat, călătorii, impresii și sentimente vii, precum și noi legături de afaceri și o cooperare fructuoasă. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. În noiembrie, te vei bucura de tot ce se întâmplă în jurul tău. Viața va fi foarte activă și plină de evenimente, cu un program încărcat. Dacă decizi să pleci într-o vacanță, va fi de asemenea productiv. Așa că nimic din jur nu te face să fii nervoasă și enervată, să te descarci de ceea ce se întâmplă, ci să te relaxezi și să te distrezi. Un moment foarte pozitiv vine pentru tine în ceea ce privește creșterea obligatorie a carierei, precum și bunăstarea materială. La locul de muncă, poți avea diverse conflicte, dar vei ieși din toate cu capul ridicat. Dacă primești o propunere de schimbare a locului de muncă, atunci să fii de acord în grabă, nu merită. Dragostea și aventurile. Latura personală a vieții tale la începutul lunii noiembrie va fi destul de furtunoasă și emoțională. Mai mult, sentimentele vor fi complet contradictorii. Vei dori să-l săruți pe omul iubit până la moarte, dar atunci dintr-o dată, fiecare mișcare greșită a lui te va conduce în furie și indignare sălbatică. Nu te supăra, toate emoțiile tale vor fi trecătoare și nimeni nu va ști despre ele. Tot ce se întâmplă în interiorul tău va rămâne acolo. În ultima perioadă a lunii noiembrie, viața ta personală va fi dinamică și plină de energie, iar relațiile cu persoana iubită vor fi netede și stabile, ceea ce vă va permite să petreceți un timp minunat împreună și să vă scufundați în adâncurile unui roman interminabil. În această lună, dacă ești singură, ai toate șansele să găsești dragostea vieții tale. Este important să ai inițiativa și să arăți semne potențialului partener, altfel dorința ta de a forma un cuplu va rămâne doar un vis. Dacă ai stat multă timp într-o relație, în această lună vei putea să o întărești. Pentru a face acest lucru, trăiește așa cum îți place. Sănătatea. Dacă vei avea grijă în mod regulat de propria ta sănătate, atunci nu ar trebui să te temi de probleme speciale. Dar în această versiune unică, dacă nu ești obișnuită să-ți păstrezi propria sănătate, atunci va trebui să te confrunți cu numeroase afecțiuni. Acum merită cu încăpățânare să continui dieta începută luna trecută, proceduri de masaj, proceduri cosmetice. Rezultatul va fi inspirat. Ești destul de nesigură de tine. Prin urmare, ești înclinată să urmezi vraja oferită de medicină. evită profesioniștii care recomandă măsuri drastice. Noiembrie nu este o perioadă ușoară pentru tine. Viața personală. În sfera afecțiunii personale, noiembrie va trece fără evenimente senzaționale. Dacă ți-ai creat deja vatra familiei, ești încurajată să găsești un hobby interesant pentru gospodăria ta. Acest hobby poate fi creativitatea comună sau sportul. Dacă încă mai cauți dragostea, nu trebuie să fii deloc izolată la sfârșitul acestei toamne. Cu cât ieși mai des, cu atât este mai mare șansa de a găsi un partener pentru o relație. Ce să faci, cum să te comporți, în ceea ce privește profesia și cariera, în aceste aspecte în noiembrie va exista un progres abia observabil, dar totuși progres. Dacă deja ai muncită din greu pentru creșterea profesională, vei începe să profiți de beneficiile eforturilor trecute. Cu toate acestea, asigură-te că printre colegii tăi nu apar invidioși și calomnioși. Pentru a te proteja de eventuale probleme, nu împărtăși planurile imediate cu colegii. Dacă lucrezi singură, în noiembrie este recomandat să renunți la noi pași mari. Acum este mai corect să analizezi experiența acumulată, să faci o listă cu sarcinile prioritare și să te împrietenești cu oamenii noi. Relațiile cu cât mai calde le stabilești, cu atât mai bine pentru afacerea ta. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni. Pentru tine, această lună este stabilă și armonioasă, te poți dedica complet afacerilor, rezolvând probleme complexe, iar rezultatele pot depăși așteptările. Poți face față rapid și bine sarcinilor dificile, poți organiza totul cu succes, ceea ce îți va consolida influența și autoritatea. În plus, vei putea să te afirmi în mod adecvat în situații dificile, iar acest lucru îți va permite să-ți schimbi radical percepția despre tine însăți. Prin urmare, în perioada favorabilă de la 4 la 18 noiembrie, ar trebui să-ți abordezi cu îndrăzneală afacerile, să rezolvi probleme complexe și să nu te temi de responsabilitate, deoarece aceasta poate fi cea mai bună perioadă. Sfârșitul lunii pentru tine poate fi începutul unei perioade foarte reușite, când noile întâlniri și cunoscuți pot da naștere unei cooperări interesante în afaceri sau a unei aventuri amoroase în plină expansiune. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. Nu ai primit o promovare de multă timp și cariera ta s-a oprit la un moment dat, ai început să crezi că șefii nu te apreciază clar, acesta este momentul să te afirmi în toată gloria ta, să demonstrezi cele mai bune calități profesionale la locul de muncă și să arăți că ești cea mai bună din domeniul tău, atunci ți se va garanta cariera de succes în anul viitor. Amintește-ți că mulți angajatori la sfârșitul anului privesc activitatea lucrătorilor, într-un moment în care totul este deja mental în vacanța de anul nou. Dacă vei arăta că lucrezi perfect în orice moment, chiar și în weekend, atunci eforturile tale vor fi apreciate. În cazul în care crezi că meriți un salariu mai mare, spune-le superiorilor tăi acest lucru, dar pregătește mai întâi un răspuns despre motivul pentru care ar trebui să ți se plătească mai mult. Dacă tu însă-ți crezi că trebuie să-ți crești salariul, atunci șeful tău nu va avea de ales decât să-ți facă un supliment salarial. Dragostea și aventurile. Începutul lunii este un moment bun pentru manifestarea sentimentelor, dar din 12 noiembrie, în relație poate apărea o confruntare. De asemenea, în relațiile amoroase poți cădea sub influența prietenilor. Acest lucru îți va dubla indecizia. Ești îngrijorată, dar nu poți face diferența. Este important pentru tine ca iubitul tău să-ți împărtășească punctul lui de vedere. Depășește mândria dacă este gata să facă un pas către, susține-l. Până la sfârșitul lunii, vei deveni liniștită și nu vei revendica un rol dominant în relație. Raționalismul este ceva de care nu ai nevoie acum. Nu cere multă de la iubitul tău, el îți acordă cât mai multă atenție cu putință. Există o amenințare pentru tine de a fi înșelată în forța influenței tale asupra partenerului tău. La jumătatea lunii, este posibilă dezamăgirea. În perioada 14 la 25 noiembrie, pot face o impresie de durată asupra sexului opus. Comportamentul tău va fi conformist, dar intrigant. Sănătatea. O atenție deosebită trebuie acordată sănătății, deoarece la sfârșitul anului, odată cu debutul vremii reci, pot exacerba bolile cronice. Apariția oricărei răceli poate duce la consecințe grave și din acest motiv, ar trebui să ai grijă de sănătatea ta, să bei diverse ceaiuri de plante pentru prevenire și să te protejezi de hipotermie. La sfârșitul lunii, încearcă să fii atentă în special cu mâncarea. Este mai bine să rămâi la o dietă ușoară. De asemenea, în noiembrie sunt posibile schimbări de bunăstare și tensiune. Protejează-ți sistemul imunitar și ia medicamente preventive. Relaxează-te mai mult. Dacă ai îndoieli, nu ezita, contactează medicul de familie. Viața personală. Este timpul să afli ce se poate întâmpla în destinul tău personal, sub influența insidioasă a lui Venus. Dacă ai o familie, este strict interzis să flirtezi, chiar și cu cea mai inofensivă corespondență. Orice cuvânt nepăsător, orice gest greșit poate provoca un divorț sau prăbușirea afecțiunii actuale de dragoste. Dacă ești în căutarea partenerului perfect, în noiembrie nu ar trebui să invadeze dragostea nimănui. Nu uita că e puțin probabil să-ți construiești ce este al tău pe fragmentele fericirii celorlalți. Comunică exclusiv cu persoane care nu se află într-o relație. Ce să faci, cum să te comporți, în ceea ce privește profesia, cariera și afacerile, multe vor depinde de tine în aceste aspecte. Dacă ești gata să muncești din greu, te poți baza pe o creștere rapidă în problemele de carieră și pe scăparea de mizeria financiară. Poți găsi o modalitate de a crește venitul fără a renunța la locul de muncă. Nu se poate exclude faptul că va fi stabilit un parteneriat de afaceri interesant, de exemplu, cu unul dintre colegii tăi de muncă. Dacă ești în afaceri de ceva timp, ar trebui să asculți sfaturile date la începutul horoscopului. Dorind să reușești rapid, nu te grăbi în tot felul de aventuri. Există riscul nu numai că nu se vor justifica, dar vor cauza și pierderea pozițiilor câștigate în trecut. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Rac. Noiembrie pentru tine este una dintre cele mai reușite perioade ale anului. Vei fi plină de forță, inițiative creative. Parteneri de încredere te vor ajuta să-ți realizezi planurile. Vei căuta să-ți extinzi sfera activităților, îi vei ajuta pe alții de bunăvoie, vei participa la mișcarea de voluntariat, caritate. Abilitatea de a manipula oamenii te va ajuta chiar să-ți transformi rivalii în aliați, să joci un joc foarte delicat și inteligent în relații dificile cu partenerii și, de asemenea, să ieși ușor din situații fără speranță. Prin urmare, în perioada până la 24 noiembrie, trebuie să fii mai activă și să folosești orice ocazie pentru a te afirma. Următoarea perioadă favorabilă va începe după 25 noiembrie și, deși activitatea ta va scădea, totuși poți primi oferte promițătoare pentru a participa la un nou proiect colectiv. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. O atenție deosebită vor necesita colegii din alte orașe sau țări. Aici pot apărea o varietate de situații dificil de explicat, iar soluționarea lor va cere timp. Controlează-ți mediul înconjurător, nu te lăsa descoperită. Norocul te va duce pe brațe și te va conduce înainte. În această situație, cum să nu abordezi cele mai grave sarcini, de exemplu, extinderea unei afaceri. În a doua jumătate a lunii noiembrie poți vorbi despre contacte cu parteneri din alte orașe sau țări. Cu toate acestea, nu totul se va dovedi așa cum a fost planificat și visat. Trebuie să lucrezi foarte mult înainte ca această zonă a activității tale să fie ferm stabilită. Poate fi o parte cu adevărat importantă în afacerea ta. Dragostea și aventurile. De obicei se spune, cine are noroc în bani, nu este norocos în dragoste. Și de această dată proverbul va fi corect, este puțin probabil ca luna noiembrie să-ți aducă bucuria iubirii. Relațiile cu persoana iubită devin din nou complicate, probleme vechi vor apărea din nou pe calea înțelegerii reciproce, și este puțin probabil să le depășiți. Dar noiembrie poate avea un succes excepțional pentru viața socială. Vei deveni un invitat frecvent al petrecerilor, al prezentărilor și vei putea fermeca multe capete. Bărbații singuri vor avea șansa să întâlnească o persoană interesantă și să încerce să-ți facă pe plac. Este posibil ca acest lucru să se întâmple într-un cerc de oameni care au venit de departe. Sănătatea. Este timpul pentru activitate ceva mai intensă. Fă lucruri care necesită nu numai activitate mentală, ci și activitate fizică. Încearcă să moderezi încercările prietenilor și rudelor pentru a te face să le rezolvi la nesfârșit problemele. În caz contrar, atunci când este necesară o mobilizare completă a forțelor tale, pur și simplu nu vei avea suficientă energie. În perioada 13 la 21 noiembrie, planurile legate de sănătate sunt cel mai bine implementate dacă nu le faci publicitate. Orice tratamente de sănătate sunt favorabile, așa că, dacă te gândeai să mergi la un terapeut de masaj, acum este timpul. La sfârșitul lunii, vei simți brusc că comunicarea preia prea multă energie de la tine. Viața personală. După ce am evaluat în mod obiectiv viața ta personală, în noiembrie nu pot decât să recunosc că o astfel de atmosferă este mai tipică pentru primăvară sau vară, dar nu pentru toamnă. Și într-adevăr, vei putea inspira o viață nouă în uniunea ta amoroasă, chiar dacă a reușit să se aștearnă un strat de praf. În noiembrie, dacă ești singură, poți începe o poveste de dragoste cu adevărat vie și interesantă. Cu toate acestea, nu este încă posibil să precizez că această relație va fi serioasă și de durată. Ce să faci, cum să te comporți, în ceea ce privește aspectul profesional, nu sunt așteptate griji mari. Vei combina în mod competent viața socială agitată și munca, studiul sau afacerile. După cum am menționat deja, finalul acestei toamne va fi bogat în diverse tipuri de cunoștințe. Concentrându-te pe cele care pot veni la îndemână într-o afacere sau în carieră, în mod clar nu vei pierde. În noiembrie, îți este recomandat, dacă ești un simplu angajat, să te împrietenești cu superiorii și colegii tăi. Acest lucru va crește șansa de a câștiga o poziție foarte promițătoare. Dacă lucrezi singură, în următoarele 4 săptămâni ar trebui să privești în jur. Poate că o actualizare la scară largă este deja în plină evoluție în segmentul tău de afaceri și este timpul să te alături unui eveniment atât de important. Aceste lucruri te va ajuta să-ți protejezi afacerea de cererea redusă. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu. În noiembrie, energia elementelor de apă, pentru sănătatea și activitatea ta de afaceri nu este foarte favorabilă și, în același timp, volumul de muncă și treburile te pot ține de mână și de picior. Cu toate acestea, capacitatea de a demonstra profesionalism, abilitate și capacitatea de a organiza afacerile în mod corespunzător îți pot oferi un avantaj față de alte persoane, sporind nu numai respectul de sine, dar și autoritatea ta și veniturile financiare. În plus, vei putea anticipa toate pericolele și oportunitățile ascunse, ceea ce te va ajuta de asemenea să-ți planifici și să-ți susții pe deplin munca cu succes, subordonându-i pe ceilalți ideii tale. O perioadă mai reușită pentru tine va începe după 25 noiembrie, când potențialul tău energetic va crește și poate avea perspective bune în cariera ta, în societate și în viața personală. Obiectivele comune și munca te pot apropia de oamenii noi, poți desena viața cu culori noi. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. Noiembrie este un moment minunat pentru a pune lucrurile în ordine, pentru a face un bilanț al activităților tale pentru anul care se încheie și pentru a te pregăti pentru anul care vine. În activitatea profesională sunt posibile probleme. Deci, ca șef sau antreprenor poți face din nou inspecții, poți sancționa comportamentul incorect al angajaților. Cele mai dificile probleme sunt posibile în prima și a doua decadă a lunii noiembrie, iar mai aproape de sfârșitul anului, toate problemele în litigiu sunt soluționate treptat. În general totul merge bine, dar după cum se spune, fiecare butoi de miere poate avea propriile muște. De data aceasta, se poate dovedi o relație dificilă cu colegii sau partenerii din alte orașe sau țări. Ai întâlnit deja toate acestea înainte, doar că de fiecare dată problema se îndreaptă spre o parte sau alta. Dragostea și aventurile. În această lună pe ordinea de zi pot fi probleme legate de achiziția de bunuri imobiliare, dacă a fost planificată de multă timp, dar cumva tot timpul a fost oprită. Relațiile cu soțul sau iubitul pot fi foarte instabile, iar cauza conflictelor va fi finanțele generale, perspective diferite asupra vieții și evenimentelor curente. Dacă ai deja o lungă experiență în familie și ai o încărcătură grea de nemulțumiri din trecut, dacă conflictele sunt reale, și acesta este deja un lucru familiar, pur și simplu trage concluziile necesare și pleacă pe drumul tău. Sănătatea. Ar trebui să acorzi o atenție sporită sănătății tale, deoarece activitatea ta poate scădea instante din cauza unei afecțiuni. Da, amintește-ți că sărbătorile sunt deja aproape, astfel încât să nu poți fi bolnavă. Haine calde, ceai cu lămâie și miere, o sănătate bună este garantată. După 14 noiembrie vei fi plină de forță și energie, inclusiv sănătatea nu te amenință. Însă problemele de bunăstare ale gospodăriei, cu care te vei ocupa, vor necesita abilități organizaționale bune din partea ta. Viața personală. Deci, ce probleme sunt prevăzute în tărâmul sentimentelor? Dacă ești de multă timp într-o relație, va trebui să treci testul durității caracterului. Există posibilitatea ca o persoană să apară lângă tine și te va face să te gândești la trădare. Încearcă să depășești această ispită și nu uita că tot secretul mai devreme sau mai târziu va ieși la suprafață. Dacă ești singură, ai un alt tip de dramă și surpriză. În viața ta, poate apărea o persoană cu care ai vorbit odată, fost partener, soț sau iubit. El îți va cere să întorci totul înapoi, dar nu ar trebui să te grăbești la gâtul acestei persoane, mai ales dacă ultimul decalaj a venit din partea lui și a provocat multă suferință. Ce să faci? Cum să te comporți? În ceea ce privește profesia și cariera, aceste aspecte îți vor oferi evenimente extrem de pozitive. Pe tot parcursul lunii noiembrie, te vei simți ca un specialist de lux, căutat, care combină cu maestrie munca și alte proiecte, de exemplu, câștigul cu hobby-ul preferat. Dacă ești implicat în afaceri, ar trebui să ai încredere în intuiție. Aceste idei neobișnuite care vor apărea în noiembrie vor fi cel mai probabil cheia prosperității financiare și a faimei răspândite. Cu toate acestea, înainte de a implementa aceste proiecte, trebuie să te asiguri că acestea nu sunt brute, ci îți faci un plan de afaceri pas cu pas care ține cont de toate capcanele. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara. Pentru tine, luna aceasta este foarte interesantă și plină de idei, sugestii, noi oportunități de realizare de sine. Interesul pentru cunoștințe și oamenii noi va crește, astfel încât vei putea să dovedești succes în activitatea educațională și în orice activitate intelectuală, în organizarea de întâlniri și călătorii. Perioada până la 25 noiembrie va fi plină de promisiuni și va fi foarte interesantă. Acesta este, de asemenea, un timp rodnic pentru creativitate, unde vei putea să te exprimi cu succes, talentele tale să primească încurajare și sprijin nu numai din partea celor dragi, ci și a unui public mai larg. La sfârșitul lunii, energia ta se va schimba, însă aceasta este o perioadă bună pentru noi impresii, idei pe care le vei căuta în noi călătorii, întâlniri, în creșterea nivelului tău educațional și spiritual. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. Dacă ai un serviciu, ai multe de făcut acasă pentru familie și de aceea poți avea probleme cu superiorii tăi. În acest caz, Este mai bine să-ți iei câteva zile de vacanță sau timp liber decât să fugi constante de la serviciu, asta te sfătuiesc astrele. Nu sunt așteptate realizări practice, dar sunt posibile contacte active cu colegii sau partenerii din alte orașe sau țări, precum și o călătorie de succes. Vei fi optimistă, încrezătoare în tine și vei putea atrage colegi, parteneri de afaceri și superiori de partea ta. Cea de-a treia decada a lunii noiembrie este cea mai pozitivă perioadă. Dragostea și aventurile. Relațiile de familie sunt armonioase, dar în prima jumătate a lunii vor exista neînțelegeri cu rudele, iar cauza tuturor poate fi datorată problemelor financiare. Situația se va schimba doar la mijlocul lunii, dar deocamdată, tratează cu blândețe și încredere problema și alege cea mai eficientă linie de comportament. Dacă ești îndrăgostită, poți fi deconectată de timp sau de distanță, dar asta nu te împiedică să fii fericită. Cel mai probabil va fi o excursie, întâlnire cu cei dragi care trăiesc într-un alt oraș sau într-o altă țară. Cu toate acestea, relația nu va merge întotdeauna lin. De vina sunt problemele financiare. Nu cere prea mult, astfel se pot evita neînțelegerile. Sănătatea. Astrele, în noiembrie îți recomandă normalizarea alimentației și consumul mai multor fructe, fructe de pădure, legume. Pentru a-ți îmbunătăți sănătatea, înotul, băile de soare și sporturile în aer liber sunt benefice. Va trebui să faci mai întâi treburile casnice, apoi, plictiseala și grijile vor dispărea în fundal. Pentru a fi mai energică și mai optimistă, trebuie să muncești mai mult și să nu te lași înăpădită cu gânduri sumbre. Este necesar să te ferești de infecții și răceli. Durerea de cap este posibilă ca reacție la schimbarea vremii. Încearcă să nu stai în fric și să nu exagerezi noaptea, apoi cu sănătatea totul va fi bine. Astrele nu-ți recomandă să fii leneșos și să zăbovești toată ziua pe canapea. Ieși în aer liber și discută cu prietenii. Pentru a spori sănătatea, un duș de contrastă dimineața și înotul în piscină sunt favorabile. Viața personală. Viața ta personală va dobândi, fără îndoială, strălucire, iar această înflorire va fi evidentă mai ales dacă ești conectată deja printr-o relație de dragoste. Rămâne doar să invidiezi persoana iubită. În noiembrie vei înconjura pe el și pe toți cei dragi cu grijă și afecțiune nesfârșită. Dacă ești încă singură, nu vor trebui să te îngrijorezi de golul din inimă. Inima ta se va umple de dragoste și bunătate față de întreaga umanitate, iar aceste emoții se vor întoarce de la cei din jurul tău, de multe ori înmulțite. Există șansele ca la sfârșitul lunii să înceapă un roman incredibil de frumos, profund de liric, cu o persoană foarte fermecătoare. Ce să faci? Cum să te comporți? În cazul în care altruismul tău hipertrofiat în noiembrie nu este foarte potrivit, aceasta se va dovedi în carieră. După ce ai decis să devii mai amabilă, te rog să nu uiți de prudență. Așadar, un coleg căruia îi te încredințezi sau un prieten căruia i-ai promis un proiect, sau alte planuri de viitor, se poate dovedi un trădător. Același lucru este valabil dacă ești angajată în sfera afacerilor. Nu-ți permite să-ți idealizezi investitorii, potențialii parteneri de afaceri, în special personalul tău. În raport cu toate categoriile de persoane enumerate, se recomandă în continuare menținerea unei atitudini extrem de serioase, fără sentimentalitate excesivă. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța. Din punct de vedere al condiției fizice, noiembrie este momentul cel mai favorabil pentru tine, dar se pot deschide oportunități bune pentru a-ți îmbunătăți situația financiară. Poți avea perspective bune în activitatea ta, dar va trebui să lucrezi în jurul modalităților, folosind de dexteritate, viclenie și farmec pentru a munci mai puțin și pentru a obține mai mult. Și în această privință poți reuși. Cu toate acestea, dorința de a merge mai departe, uitând de tact și diplomație, mai ales până la data de 25, poate distruge foarte multe, există riscul să pierzi șanse bune. Perioada de după 25 noiembrie va fi mai rodnică pentru tine, atunci când schimbări neașteptate, oamenii cu idei neobișnuite pot apărea, ceea ce poate deschide noi laturi ale talentului tău, precum și trecerea la acțiuni mai îndrăznețe și mai decisive vor izbucni în viața ta. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. În prima jumătate a lunii vei aborda orice afacere cu energie și entuziasm, ceea ce te va ajuta nu numai să reușești la muncă, dar îți vor crește și autoritatea în ochii celorlalți. Veniturile financiare merg, de asemenea, în ascensiune. Nici măcar sărbătorile din decembrie nu te vor împiedica să obții succes. Principalul subiect al acestei luni poate fi dezvoltarea intensivă a relațiilor nerezidențiale și externe. Contactele vechi se reiau, mai aproape de sfârșitul lunii sunt probabile întâlniri cu foștii colegi și prieteni, deși nu totul într-o relație poate merge fără probleme. Există adevărate complicații neprevăzute în anumite probleme de afaceri și eventual, opoziții asociate legii sau autorităților. Până la urmă, vor fi complet depășite și toate intențiile tale vor deveni realitate. Dragostea și aventurile. Noiembrie este un moment minunat pentru a consolida relațiile de familie și de dragoste. Dacă ești într-un cuplu prietenos, vei dedica mult timp copiilor și vei primi plăcere reală din aceasta. Neînțelegerile minore cu o persoană iubită, destul de posibile la începutul și la sfârșitul lunii, nu vor juca un rol important. Întreaga lună despre relația ta se poate spune că este aproape perfectă. Dacă ești îndrăgostită, te așteaptă niște momente neplăcute la sfârșitul lunii. Poate că sunt asociate cu banii sau opinii diferite despre relațiile cu prietenii sau cu unii oameni din mediul înconjurător. Cu toate acestea, după o scurtă furtună, va veni împăcarea și totul va reveni pe drumul cel bun. Sănătatea. În general, nu se așteaptă mari probleme de sănătate, dar totuși merită să fii atentă la starea urechilor și a ochilor. Există probabilitatea ca acestea să sufere ca urmare a unei infecții virale, șansa de a prinde ceva din zbor la începutul lunii este destul de mare. Am spus deja că pacea calmă și relativă este promisă. Bine, poți transforma totul într-o oportunitate convenabilă și vei evita să ai probleme de inimă și de sănătate. Ar trebui să te înconjori de oameni pozitivi. Atunci tu însăți vei simți cum starea ta de spirit se va îmbunătăți. În ceea ce privește exercițiile fizice și sportul, principalul lucru aici este să nu ajungi la fanatism, totul ar trebui să fie cu moderație, inclusiv munca în gospodărie, atunci sănătatea nu va fi o problemă. Viața personală. În ceea ce privește frontul iubirii, acest aspect în noiembrie nu va primi prea multă atenție din partea astrelor. Dacă ai o familie și ești scufundat în lumea ta interioară, riști să pierzi înțelegerea reciprocă cu cei dragi. Pentru a preveni discordia intrafamilială, scapă cât mai repede de starea depresivă și revină la o viață căsătorită normală. Dacă ești singură, în noiembrie ne este recomandat să crezi orbește cuvintele auzite de la străini de sex opus. Cel mai probabil, unul dintre ei va intenționa să te folosească ca jucărie. Nu lăsa această romanță cinică să înceapă, deoarece îți va provoca în cele din urmă o rană a inimii care nu se vindecă. Ce să faci, cum să te comporți, în sfera profesională, nici dramele, nici catastrofele nu sunt prevăzute. Singurul lucru care te poate opri este tendința de a urmări orbește echipa de lucru. Dacă unul dintre colaboratori începe o revoluție prin aderarea la rândul rebelilor, riscul de a pierde acest loc de muncă crește. Modalitatea de tratare a problemei, nu face ceva în care nu vezi mult sens. În noiembrie, dacă ești întreprinzător vei fi, de asemenea, mai multă decât fericită să le arăți tuturor nucleul tău solid și temperamentul neclintit. Este foarte probabil ca unul dintre angajați să decide să-ți sară la gât. Asemenea încercări ar trebui oprite în muguri până când nu devin o tradiție proastă. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion. Pentru tine, noiembrie este cea mai reușită luna anului, când energia renoită te va ajuta să reușești și să găsești cuvinte exacte care îi vor afecta foarte mult pe ceilalți. În acest moment, vei putea face multe datorită puterii hipnotice de convingere, astfel încât îți va fi mai ușor să-ți atingi obiectivele, să faci solicitări către oameni influenți și să găsești sprijin din partea acestora. Până pe data de 25, trebuie să-ți promovezi activ ideile, să te întâlnești mult, poți să treci la un nou loc de muncă. În acest moment, proiectele din trecut îți pot aduce venituri bune. Cu toate acestea, nu ar trebui să începi noi parteneriate și să semnezi contracte, deoarece acestea sunt probabil să fie revizuite. La sfârșitul lunii, energii mai puternice te vor afecta, motiv pentru care riști să-ți pierzi controlul asupra cuvintelor și acțiunilor tale. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. Vestea bună din prima decadă a lunii noiembrie va fi reluarea relațiilor cu vechii prieteni sau colegi sau parteneri care trăiesc într-un alt oraș sau într-o altă țară. Aceste legături vor crește mai puternic și, în cele din urmă, se vor dezvolta într-o cooperare productivă pe deplin. În termeni profesionali, a venit timpul nu numai pentru a stabili conexiunile necesare, ci și pentru a rezolva probleme practice, financiare. Îți poți apăra în siguranță poziția. Vei fi auzită și înțeleasă corect. Relațiile cu colegii sau partenerii din alte orașe sau țări se vor dezvolta bine. Conexiunile vechi și noi cunoscuți, toate acestea vor deveni sprijinul tău mult timp. Dragostea și aventurile. Posibile evenimente neașteptate, schimbări broște în viața personală, dar și de comportament, imagine, surprize ale sorții. Vei fi impulsivă, imprevizibilă, ușor de iritat și ascuțită pe limbă. Deși soțul, partenerii de afaceri vor fi înființați într-o manieră destul de prietenoasă și pașnică, acțiunile tale vor provoca oameni în dispute, clarificări ale relațiilor și conflicte. În ochiul unui străin, vei vedea o mulțime de defecte, dar în cont propriu, nu vei observa un jurnal de probleme, declarațiile tale vor fi dure și fără să-ți reproșezi ceva. Este posibil să nu observi chiar că ai jignit sau rănit pe alții. Cu toate acestea, vei reacționa foarte violentă la critici. Luna este destul de reușită pentru contactele prietenoase, dar în relațiile personale unele probleme sunt, totuși, foarte nesemnificative. Poate fi fricțiune cu copii sau neînțelegere. Un alt lucru este posibil. Contactele sociale prea active și întâlnirile prietenoase te pot înstrăina oarecum de partenerul de viață. Sănătatea. Merită să fii atentă la sănătatea ta în noiembrie. Luna controlează starea ta de bine, iar starea ta de spirit depinde completă de fazele sale. Te poți plânge de hipertensiune arterială și oboseală. Acest lucru se va simți mai ales pe luna plină din 5 noiembrie. La jumătatea lunii va fi nevoie să te concentrezi. Nu vei putea să te relaxezi, nu ar trebui să întârzii să nu-ți pierzi poziția. Multă muncă, de unde și iritabilitatea. Merită salvat stomacul, deoarece există o mare probabilitate de probleme digestive. Viața personală. Desigur, vanitatea ta noiembrie se va manifesta în special pe tărâmul sentimentelor. Există riscul ca după ce ți-ai imaginat ceva, să începi să pui presiune pe cercul tău interior. Încearcă să te oprești cât mai curând. Există riscul ca partenerul tău obișnuit, incapabil să suporte această presiune, să decide să rupă relațiile sau să încerce să le înghețe. Dacă ești dintre cei singuratici, destul de ciudat, concepțiile hipertrofice nu vor face decât să ai beneficii. Ridicând calificările pentru rolul sufletului tău pereche, vei scăpa de toți oamenii nedemni. Până la sfârșitul lunii noiembrie, o singură persoană va rămâne cu tine, aproape perfectă pentru o căsătorie. Ce să faci, cum să te comporți? În soarta ta profesională în noiembrie, vor exista o serie de schimbări pozitive. Poate că vei fi ajuns în sfârșit pe înălțimile carierei, poate că vei fi trimisă într-o călătorie de afaceri de prestigiu, poate că vei găsi o idee genială despre cum să reușești, devenind antreprenor individual. Dacă ești dintre cele care deja lucrează pentru ea însăși, la sfârșitul acestei toamne vei putea face o descoperire reală. Este posibil să faci un pas care să crească brusc cererea consumatorilor, de exemplu, să completezi linia serviciilor sau produselor tale cu cele mai populare inovații. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător. În noiembrie, energia ta se schimbă, așa că nu te vei simți foarte încrezătoare. Cu toate acestea, dorința de a crea o bază materială fiabilă și perspective solide pentru anul viitor te va împinge să cauți noi domenii pentru aplicarea talentelor tale. Până pe data de 25 noiembrie, vei fi ocupată să completezi treburile și acordurile din trecut, precum și să scoți banii de la angajatorii tăi. Dar deja în acest moment, pot apărea perspective bune de lucru, noi propuneri și proiecte, care în acest moment vor fi în stadiul elaborării și acordului. La sfârșitul lunii, vei simți puterea sporită în sine pentru afaceri grandioase. Poți avea un nou loc de muncă sau noi responsabilități, vei fi inventivă, aventuroasă, vei căuta mai multă muncă liberă, nereglementată prin disciplină sau termene stricte, astfel încât să-ți poți deschide propriul proiect de afaceri. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. Vei fi complet absorbit în soluționarea problemelor mercantile. Vei avea o muncă activă și costuri considerabile. Dacă nu ești indiferentă față de creativitate, ia-o mai în serios. Desenul și brodăria te poți răsplăti cu liniște sufletească. La sfârșitul lunii, situația la locul de muncă se poate agrava. De dragul banilor, vei fi capabilă de fraude și aventură, dar tu însă-ți poți fi o victimă a intrigii sau a înșelăciunii. Poți fi tentată să-ți crești veniturile prin jocuri de noroc, loterii. Cu toate acestea, îți va fi ușor să te oprești și nu devii dependentă de jocuri de noroc. Dragostea și aventurile. Te poți îndrăgosti de cineva întâlnit în trecut, te poți despărți de un partener și vei petrece multă timp singură. Aproape orice roman în cursul acestei luni nu va fi calm și lin. O ploaie de emoții se va bate pur și simplu peste tine. Dacă ești într-o pereche consacrată, dificultățile sunt posibile nu din cauza comportamentului unuia dintre parteneri, ci din cauza dificultăților pe care le întâmpini la locul de muncă și în afaceri. Astrele îți recomandă să demonstrezi tact și înțelegere, deoarece cuvintele dure și comportamentul neplăcut pot strica orice relație. Nu te concentra doar pe subjugarea unei persoane. Acordă atenție problemelor unei persoane dragi, cauzelor și motivelor unui astfel de comportament. Numai astfel, vei putea să-ți controlezi propria viață. Sănătatea. Cu sănătatea, fii atentă. Nu se așteaptă nimic grav, se poate spune că va fi calm în acest sens, dar pot apărea răceli frecvente. Prin urmare, îmbracă-te mai cald și, la cea mai mică afecțiune, mergi imediat la medic. Amintește-ți că un stil de viață sănătos nu va avea un impact negativ asupra ta. În general, nu vei avea probleme de sănătate în noiembrie, dar ar trebui să fii atentă la sistemul tău nervos. Acest lucru este valabil în special dacă lucrezi singură, poți avea probleme de nervi în această lună, care pot fi însoțite de dureri severe în inimă, până la atacuri de cord. Prin urmare, încearcă să te îngrijorezi cât mai puțin în această perioadă. Viața personală. În aspectele personale, nu ești amenințată cu emoții sau o dramă. Dacă ai o familie, decizia de a te opri dintr-un program de viață ocupat va avea doar beneficii. Începând să fii mai des înconjurată de oameni apropiați, poți întări relațiile cu ei. Și cel mai important, comunicarea cu sufletul tău pereche va fi pătrunsă de romantismul de iarnă. În ceea ce te privește dacă ești singură, ți se recomandă contactarea tuturor celor care și-au manifestat interesul. Poate că unul dintre cunoscuții din noiembrie va fi crucial. Ce să faci? Cum să te comporți? Soarta ta profesională în noiembrie va zburda. În această lună, vei continua să efectuezi o serie de lucruri începute anterior, în timp ce lucrezi fără supraîncărcare intelectuală și fizică. Ca urmare a acestui lucru nu-ți vei da o perioadă de timp liberă, dimpotrivă, obișnuindu-te să economisești potențialul intern, poți obține rezultate semnificativ mai mari. În ceea ce te privește ca antreprenor, în noiembrie ți se interzice strict să investești în întreprinderi aventuroase. Cel mai probabil, aceste idei vor eșua, ceea ce înseamnă că banii cheltuiți într-un fel de proiect noroios nu se vor mai întoarce niciodată. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn. Noiembrie pentru tine este o perioadă foarte reușită și stabilă în care poți pune lucruri, gânduri sau relații cu ceilalți în ordine. Și în acest sens, perioada până la data de 25 este foarte potrivită. Te așteaptă întâlniri cu prieteni, rudele, o bună înțelegere reciprocă și cooperare. În acest moment, profesionalismul tău poate fi la cerere, precum și ideile tale din trecut, care pot deveni relevante și poți începe dezvoltarea lor. Te vei putea de asemenea dovedi bine ca intermediar, asistent, soluționând problemele sau conflictele altor persoane. În acest moment, va trebui să iei inițiativa în propriile mâini și să te organizezi nu numai pe tine însăți, ci și pe cei din jurul tău, ceea ce poate reduce ușor entuziasmul tău. Perioada de după 25 va fi începutul unei perioade foarte fructuoase, atunci când va trebui să ieși din umbră și să acționezi mai decisiv, declarându-te în mod deschis și revendicând mai mult. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. În perioada 1 la 20 noiembrie, vei fi ocupată cu soluționarea problemelor echipei, negocieri comerciale și semnarea unor contracte importante, dezvoltarea și lansarea de noi produse ale întreprinderii și oferirea de consultanță. Deoarece rezultatul va depinde nu numai de tine, astrele îți recomandă să acordi o atenție deosebită alegerii partenerilor. Alegerea corectă îți va aduce succesul mult așteptat, altfel vei înregistra o înfrângere amară. Pentru luarea deciziilor, poți utiliza informații neverificate sau inexacte, ceea ce va duce la o creștere a erorilor. Pot exista probleme la locul de muncă, așa că în acest moment, în special pe 26 și 27 noiembrie, este mai bine să nu atragi atenția conducerii. Vei fi predispusă la acte impulsive, rebeliune, luptă, dragostea și aventurile. Stelele prezic responsabilități suplimentare, care vor fi exprimate în nevoia de a ajuta un partener într-o situație dificilă. Dacă ai deja un partener, vei lua o decizie responsabilă și vei intra într-o căsătorie legală. Dacă ești singură, din păcate, vei avea greutăți mici. Nu-ți va fi ușor să stabilești chiar și relații de dragoste obișnuite, ca să nu mai vorbim de căsătorie. Dacă ai o familie, vei avea de salvat căsătoria, poate că va dispărea predictibilitatea și cea mai mică stabilitate. Poți fi atât de supărată pe poziția unui partener de dragoste în ce privește dorința lui de libertate încât poți decide să faci un pas cardinal și să-l abandonezi. În orice caz, nu trebuie să te superi. Sănătatea. În a doua și a treia decada a lunii noiembrie, este posibil să nu te simți deosebită de încrezătoare și veselă. Stelele te sfătuiesc să acordi o atenție specială mâncării și să aderi la o dietă ușoară. Dacă ai orice fel de boală cronică a intestinului, ar trebui să fii deosebită de atentă la tine însăți. Va fi multă muncă, ceea ce poate fi foarte obositor. Stelele îți recomandă să nu abuzezi de capacitățile corpului și să petreci mai multă timp în odihnă și somn. Viața personală. În ceea ce privește viața personală, aici, în noiembrie multe vor depinde de tine. Dacă ai o familie, poate, și ar trebui să vorbești de la inimă cu partenerul de relație. Explică-i pesimismul tău. Poate că va găsi acele modalități prin care să fie cât mai înțelegător și pur și simplu să-ți întoarcă starea de spirit la un nivel normal. Dacă ești singură, poți să începi o romanță incredibil de frumoasă. În gândul tău va apărea întrebarea, merită această iubire și atenția unei persoane atât de extraordinare? Desigur că o meriți, și cu cât îți dai seama mai devreme, cu atât mai bine. Ce să faci, cum să te comporți? Schimbările emoționale din noiembrie pot interfera cu afacerile profesionale. Nu permite ca proiectul triumfal, pe care ai făcut un mare pariu, să fie răsfățată din cauza lipsei de încredere în sine. Dacă dorești, nu căuta în mod intruziv ajutorul celor care sunt mai în vârstă, mai înțelepți. Ai o cantitate extraordinară de experiență de muncă. Dacă ești antreprenor, în noiembrie vei avea norocul să întâlnești o persoană care are o dispoziție foarte creativă. Poate că această persoană va deveni partenerul de afaceri sau angajatul companiei tale. Într-un fel sau altul, se va încheia o alianță foarte strălucitoare, creativă și extraordinară, care va da rezultate puțin mai târziu. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător. Pentru tine, prima și a doua decada a lunii noiembrie este o perioadă bună pentru rezolvarea problemelor financiare și de afaceri. O bună înțelegere reciprocă cu șefii și colegii te va ajuta să rezolvi multe probleme dificile și interesante, pentru a pune în evidență tot ceea ce ai învățat. În același timp, atitudinea ta față de îndatoririle tale se va schimba, vei simți potențialul în tine de a solicita o poziție mai înaltă și o muncă promițătoare. Este posibil ca negocierile purtate în acest moment să poată avea mare succes. După cea de-a 25-a zi, vor începe să aibă loc schimbări radicale în viața ta, te poți muta, poți schimba locul de muncă, echipa, vei veni cu idei noi, îți vei schimba atitudinea față de prieteni și colegi. Există o mare probabilitate de întâlniri neașteptate cu un fost iubit, prieten, care poate face și schimbări semnificative în soarta ta. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. Astrele îți recomandă să nu pariezi pe o sursă de venit constantă. În plus față de sursa principală, ar trebui să existe câștiguri suplimentare, precum și o listă de persoane pe care te poți baza în perioadele dificile. Vei trece prin dificultăți cu pierderi minime, vei păstra bunăstarea materială și poți crește prosperitatea. Îndreaptă-ți eforturile către dezvoltarea unui parteneriat de afaceri, deoarece acțiunile independente vor fi ineficiente. Nu căuta să aduci adversarii în confruntare deschisă, aceste lucruri poate face numai rău. Principala sursă de venit va rămâne din activități profesionale. Dacă decizi să-ți schimbi locul de muncă, alege-l pe cel mai promițător din punct de vedere material. Pentru o muncă bună, cunoștințe acumulate și experiență pot fi promovată. Dragostea și aventurile. Dacă ești singură, trebuie să fii complet înarmată, noiembrie fiind caracterizată de imprevizibilitate și schimbări brusce neașteptate. Prin urmare, îți poți întâlni cealaltă jumătate în orice moment și în orice loc, iar aici principalul lucru este să nu pierzi acest moment. Dacă ești deja într-o relație lungă și stabilă, atunci este posibil să o transferi într-o nouă direcție. Te poți aștepta la întâlniri de lux, o vacanță de primă clasă alături de persoana iubită, o stațiune romantică amețitoare. Vei avea ca de obicei de ales între mai mulți fani. Astrele îți recomandă să decizi un candidat înainte de sfârșitul lunii, deoarece altfel te poți confrunta cu o singurătate insidioasă. Este probabil ca partenerul să fi fost anunțat în august. Sănătatea. În a doua jumătate a lunii, sănătatea se poate agrava. Capacitatea redusă de muncă și iritabilitatea crescută te vor însoți pretutindeni. Îți vor fi amintite bolii mai vechi. Va trebui să-ți reiei propriul tratament, abandonat mai devreme, să mergi la toate examinările necesare pentru a restabili echilibrul medical. Încearcă să reduci consumul de alcool sau antidepresive, deoarece acestea vor fi periculoase. Vizionarea de filme sau ascultarea muzicii preferate va ajuta la ameliorarea stresului emoțional. Viața personală. În general, noiembrie nu va aduce prea multe adversități în domeniul sentimentelor. Dacă ai o familie, în săptămânile următoare vei primi o asistență morală extraordinară din partea rudelor. Cu toate acestea, va trebui să-ți aduci aminte acele lucruri care sunt strâns legate de casă și de viață, poate este vorba despre reparații care nu au mai progresat de câteva luni. Dacă ești singură, la sfârșitul acestei toamne, este puțin probabil să simți nevoia să te năpustești în cap în bazinul pasiunii. Și, sincer, în jurul tău, aceste pasiuni vor fi într-un mare deficit. Ei bine, fă-ți afacerea fără să-ți pierzi speranța că cel mai important roman din viața ta a fost ratat, mai devreme sau mai târziu, va începe. Ce să faci? Cum să te comporți? Acum despre problemele în care trebuie să depui efortul maxim. În noiembrie, dacă ești servitoare la stăpân, te așteaptă o urgență majoră. Poate că acele probleme și proiecte care au fost întotdeauna tratate destul de neglijent vor necesita atenție. Ai răbdare și lucrează cu entuziasm crescut. Mai ai timp pentru a finaliza anul 2020 cu un rezultat productiv. Dacă ești antreprenor, în noiembrie vei avea o idee neobișnuită. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acesteia va fi împiedicată de întârzierile birocratice, problema găsirii personalului și alte circumstanțe nefericite. În niciun caz nu acționa, ghidată de principiul o voi face cumva, atunci se va vedea. Neglijența în astfel de chestiuni importante este plină de mari probleme. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești, pentru tine, noiembrie este o perioadă interesantă și favorabilă pentru sănătate, liniște sufletească, pentru călătorii și noi impresii vii. Vei lucra activ pentru viitor, vei căuta conexiuni, susținere pentru a-ți realiza potențialul creativ, ideile. Poți simți nevoia de noi cunoștințe, educație suplimentară, sau te poți strădui să te conectezi cu mentorii tăi spirituali. În acest sens, perioada până la 25 noiembrie poate avea mare succes. La sfârșitul lunii, eforturile investite vor da roade, vei găsi succes în cariera ta, în statutul social, prosperitate crescută, călătorii neașteptate și întâlniri care pot extinde legăturile tale sociale și îți va crește stima de sine. Hai să vedem principalele domenii ale vieții așa cum apar pe astrograma natală. Banii și relațiile. Nu sunt prevăzute modificări în muncă, salariul rămâne la același nivel și se plătește fără întârziere. În această perioadă de acceptare temporară, nu va strica să economisești o parte din fonduri, care poate fi foarte utilă în viitor. Este posibil să apară evenimente care să afecteze pozitiv situația ta financiară, dar nu spera că poți câștiga bani în plus. În acest moment, s-ar putea să nu te gândești la situația ta financiară. Poate că ai câștigat deja suficienți bani pentru a-ți permite să te relaxezi fără să economisești fiecare ban, lucru pe care îl vei face cu succes în timpul sărbătorilor de iarnă. Îți vei cheltui banii rapid, fără să te lepezi pentru tine însăți de nimic și vei primi multă plăcere de la acest lucru. Dragostea și aventurile. Noiembrie te va adânci în tine. Luna aceasta, îți vei reanaliza relațiile, te vei gândi la tine însăți și dacă ai nevoie de aceste relații în principiu. Există o șansă a unei noi cunoștințe, care va face o impresie favorabilă. Noile relații vor curge lin, fără ascensiuni și coborâșuri, așa că nu vor aduce nimic nou în viața ta. Vei fi calm în această zonă a vieții. Pasiunile furtunoase le vei fi lăsat în urmă. În acest moment, vei întâlni mulți oameni interesanți, dar aceste cunoștințe nu vor avea consecințe grave și nu vor afecta emoțional sufletul tău. În general, vei fi oarecum detașată de realitate și se pare că vei fi mai preocupată de evenimentele secundare din viața ta. Sănătatea. Există un pericol în această lună răcoroasă să apară gripa sau o altă boală virală. Dar, din moment ce nu-ți place să mergi la medici, este puțin probabil să o faci de această dată. Mai mult, tocmai în acest moment relațiile cu reprezentanții medicinii nu se vor dezvolta cu tine, iar nevoia de a lua medicamentul cu strictețe într-un program te face pur și simplu nefericită. În această lună trebuie să-ți monitorizezi mai de aproape starea de sănătate. Intoxicațiile alimentare sunt posibile, Așa că, cu mare grijă, trebuie să monitorizez ce este inclus în dietă. Pe măsură ce devin mai frig afară, există pericolul de a agonisi o răceală. Consumul de vitamine te va ajuta la evitarea acestor riscuri. În plus, vremea îți poate pune în pericol picioarele, așa că în acest moment nu trebuie să te implici în sporturi periculoase. Viața personală. În ceea ce privește familia, romantismul, prietenia, dragostea, tot ceea ce se prevede în noiembrie va avea o atmosferă foarte confortabilă. Datorită sprijinului venuțian, multe dintre problemele care au otrăvit pacea în trecut vor fi eliminate. De exemplu, vei scăpa de gelozia hipertrofică pentru prietenul tău de suflet și, de asemenea, vei crede că în cele din urmă sentimentele lui sunt puternice și stabile. Dacă ești singură, la sfârșitul acestei toamne, ai toate șansele să începi o romanță vie. Cel mai probabil, persoana de care decizi să o apropii de tine va gândi și simți ca și cum tu și el sunteți două jumătăți dintr-un întreg. Ce să faci? Cum să te comporți? Noiembrie este puțin probabil să-ți aducă realizări grandioase în afacerile profesionale. Da, tu însăți nu te vei strădui cu adevărat să obții victorii. Pentru o fericire deplină, îți va fi suficient să primești un salariu stabil, să comunici cu căldură cu colegi dragi și să primești periodic laude din partea conducerii superioare. Nu se așteaptă încă nicio primă sau creștere a veniturilor. Dacă lucrezi pentru tine însăți vei primi, de asemenea, același venit ca în toate lunile anterioare. Există o singură modificare, există riscul ca o problemă să apară și să necesite investiții suplimentare, poate este vorba despre o chirie crescută a biroului tău. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!